Și unde era domnul Banascu? Ce se spune la de mea? Vorba despre transferul jucător la Craiova. De ce sunteți acuzat? V-au formulat vreo acuzație? Nu, am fost audiat. Nu acum ce au acuzat, eu am niște transferuri Penescu. De la FC Argeș la Craiova. Cu această ocazie am și craioveni că o să deschid mai hipermarketul acolo. Și de ce aveți bune? Ce probleme au fost? Băi, ai și Penescu. Niște transferuri ale unor de la FC Argeș către Craiova. Au legătură cu probleme ar fi cu transferurile astea? De vă întreabă DNA-ul de ele. Întreabă, oamenii își fac datoria și atâta tot. Ce legătură aveți cu Solomon atunci? Cu Solomon? Da. Ce nu știu, poate cu Universitatea Craiova are nu știu legătură. L-ați văzut? Se vorbea de 1.000 de 50.000 de euro pentru autorizație. Nu, l-ați văzut pe domnul Solomon aici? Nu l-am văzut, dar a intrat aici? Da. Nu știu, eu o să deschid un magazinul la Craiova în luna mai. Doar că atunci o să merg la domnul. Ce v-au spus? Vă mai cheamă la audieri? Nu știu. Cum au fost, procurorii de nea astăzi, față de data trecută? Da, seama că vin aici deja, e ca un loc în care... Îl chemați și pe Solomon la deschidere? Da. Sigur că da. Dar dumneavoastră a spus că e vorba de o mică, domnul Penescu. Sper. Are vreo legătură audierea de astăzi cu deschiderea mallului de la Craiova? Nu, asta este o chestiune separată. Sau cu redeschiderea picului? În luna mai noi deschidem magazinul Craiova, nu cred că are nicio legătură. Totul este legat de niște transferuri ale unor fotbaliști de la FC Argeș către Universitatea Craiova. Dacă ați venit, știați altceva, știați că e vorba despre o... Ați fi dat bani pentru autorizație de construcție. Asta am citit și eu în presă, era o chestiune din presă. Și suspiciile legate de jucători care sunt? Până la urmă, chemarea noastră de astăzi. Deci este vorba de smeșe. Acest transfer, preferiți să da? La Universitatea Craiova a făcut normal, la FC Argeș. Și s-au lămurit deja? Adică le-ați explicat despre ce a fost vorba? Din punctul de vedere nu este nicio problemă. Noi am făcut transferurile de legal. Dar aici acuzau, care ar fi fost problema cu aceste transferuri? Deci n-au adus nicio acuzație, pur și simplu a întrebat de acest transfer. Ce se s-au interesat de el. Cum s-au desfășurat? Unde e mașina? Care a fost procedura? Haideți că am eu mașina acolo. La revedere. Seară bună.